dimineața, vă salută Tatiana. Astăzi voi începe un nou tutorial pentru doamnele începătoare. Mi-a fost trimis această fotografie cu această geantă și, bineînțeles, astăzi voi da curs cererii doamnei respective și vom începe să lucrăm geanta. Pentru aceasta voi folosi firul tip șnur, voi folosi croșetul cu numărul 4 și jumătate și vom avea nevoie de două astfel de accesorii. Apoi, pe parcursul lucrului, vom vedea de ceea ce vom avea nevoie și vom începe făcând un cerc magic. Voi lăsa firul un pic mai lung pentru că va fi nevoie să-l ascundem apoi, iar în cercul magic voi începe făcând pentru început un număr de 3 ochiuri de lanț, un pic mai greu aici, așa. Aceste 3 ochiuri de lanț vor ține locul unui picioruș dublu. Voi uita un pic aici, mi-a apărut ceva pe ecran, așa. Și voi continua în corespondența acestui cerc magic, lucrând cel de-al doilea picioruș dublu. Cel de-al treilea picioruș dublu. Două ochiuri de lanț. Și voi continua din nou. 3 piciorușe duble, 2, 1. Această geantă se poate face în orice culoare doriți dumneavoastră. Cel de-al treilea, din nou, două ochiuri de lanț și vom continua lucrând piciorușe duble. Ne întâlnim la sfârșitul rândului, deci vom lucra această serie de 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț, 3 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț pentru un total de 6 ori. Deci vom avea 6 astfel de grupe separate de câte 2 ochiuri de lanț. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am ajuns la capătul rândului, voi face ultimele 2 ochiuri de lanț și voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș. Acum voi face 3 ochiuri de lanț, 2, 3, care vor ține locul unui picioruș dublu și voi continua făcând picioruș dublu în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu. Picioruș dublu în corespondența celui de-al treilea picioruș dublu. În corespondența celor două ochiuri de lanț vom face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț urmate de un alt picioruș dublu în corespondența spațiului format din ochiurile de lanț, după care voi continua cu piciorușe duble, acoperind cele 3 piciorușe din rândul anterior. 1, 2, și am ajuns din nou în corespondența celor două ochiuri de lanț, unde voi lucra ca de obicei, deci un picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare, un nou picioruș dublu.
În felul acesta noi efectuăm înmulțirea și vom continua rândul în acest mod. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, voi închide și aici cu fir alunecat. În cel de-al treilea ochi din primul picioruș, mă voi ridica în sus cu trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și voi continua cu piciorușe duble până în corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț. Acolo vom efectua din nou înmulțirea în modul în care ați văzut până acum. Eu vă voi arăta încă o dată, iar apoi vom continua singure. Deci am ajuns în corespondența celor două ochiuri de lanț, unde acum am făcut un picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare, urmate de un nou picioruș dublu și apoi voi continua seria de piciorușe duble din rândul anterior. În felul acesta se efectuează înmulțirea pentru fiecare raport și, după cum vedeți, deja prinde formă geanta noastră. Este un model ușor de executat, însă eu am de gând să o fac un pic diferită pentru a fi mai ușor dumneavoastră, doamnelor începătoare, să o închidem. Deci am ajuns din nou în corespondența celor două ochiuri de lanț și am făcut acum un picioruș dublu. Voi continua cu alte două ochiuri de lanț și un nou picioruș dublu. Am dorit să ajung aici deoarece vreau să vedeți și dumneavoastră. Am ajuns la 2, 4, 6, 7 piciorușe duble în corespondența unui raport. Vom lucra de jur împrejur până când vom ajunge la un număr de 17 piciorușe duble. Deci, de acum noi vom lucra singure. Ați văzut modul în care se poate, se înmulțește și practic repetăm de jur împrejur același mod de a înmulți până când vom ajunge la 17 piciorușe duble sus. Iar noi vom continua să lucrăm singure. Pe măsură ce vom lucra, locul unde vom închide rândul se va muta treptat, treptat, cu câte un picioruș, însă aceasta nu împiedică cu nimic să mergem mai departe. Am închis rândul în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș de la începutul rândului și mă ridic în sus din nou cu trei ochiuri de lanț care țin locul piciorușului dublu și voi continua să lucrez piciorușe duble până când voi ajunge în corespondența celor două ochiuri de lanț unde voi înmulți în modul în care ați văzut. Am dorit să mă întorc cu această precizare astfel ca dumneavoastră să nu vă speriați că ați greșit ceva. Nu este nimic greșit, este normal să fie așa. Uitați-vă, mergem înainte până când ajung în corespondența celor două ochiuri de lanț. Acolo fac înmulțirea exact cum am înmulțit până acum. Și mai am un picioruș. Am ajuns din nou în corespondența celor două ochiuri de lanț, iar aici voi face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, din nou un picioruș dublu în corespondența aceluiași spațiu și voi continua rândul în mod obișnuit cu piciorușe duble. Deci să nu vă speriați dacă locul unde veți închide rândul nu va fi
aici, în corespondența ochiurilor de lans și se va deplasa. Noi ne întâlnim când vom termina de lucrat aceste rapoarte, care fiecare va trebui să ajungă la un număr de 17 piciorușe duble. Am ajuns la capătul ultimului rând. Îl voi închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș. După cum vedeți, uitați, avem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 piciorușe duble în corespondența fiecărui raport. Din acest moment, noi vom lucra un rând de piciorușe scurte de jur împrejur. Deci, în corespondența fiecărui ochi, vom face piciorușe scurte. Vom continua până când vom încheia rândul, iar noi ne vom reîntâlni la sfârșitul acestui rând. Deci, piciorușe scurte. În momentul în care ajungem în corespondența celor două ochiuri de lanț, vom face două piciorușe scurte, iar apoi vom continua cu piciorușe scurte în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior. Deci, în felul acesta, vom continua până la sfârșitul rândului. Am ajuns la capătul rândului, voi lucra ultimul picioruș scurt și voi închide cu fir alunecat, apoi voi scurta firul, voi lăsa o bucată de fir mai lung și voi închide în mod normal, așa cum închidem orice lucrare. Acest capăt de fir, apoi îl vom ascunde, trecem două piciorușe mai în față, extragem firul și în felul acesta închidem în modul în care să nu se vadă locul. Acest capăt de fir eu îl las aici. Începând din acest moment, voi face un nou ochi de lanț cu care voi intra pe una dintre părțile hexagonului, pentru că am obținut un hexagon. Aici am închis, eu plec un raport în urmă și voi intra în corespondența primului picioruș scurt din după ce am lucrat cele două ochiuri de lanț, deci după ochiurile de lanț, primul picioruș scurt în corespondența piciorușului dublu. Voi intra cu firul. Firul îl voi ține pe spate, fac un picioruș scurt, după care voi lucra piciorușe scurte, ținând și firul pe spate, în tehnica B-club. Voi intra doar în partea din spate a fiecărui picioruș. În felul acesta, voi da stabilitate și capătului de fir și voi lucra pentru un total de 5 astfel de părți. Deci, o parte trebuie să ne rămână liberă. Și vom lucra piciorușe scurte, tehnica B-club, pentru a acoperi 5 astfel de rapoarte. B-club vom lucra și în corespondența celor două ochiuri de lanț, unde am lucrat apoi două piciorușe scurte, deci și acolo vom lucra fiecare picioruș scurt care îl avem în acest mod. Încet, încet continuăm și pe măsură ce lucrăm, ascundem și firul, la fel vom proceda și cu celălalt capăt de fir unde am încheiat rândul, de aceea am pornit un raport mai în urmă pentru a-i da stabilitate
ajuns aici, acum voi lucra normal. Și deci aproape am acoperit un raport 1, 2, 3, 4, 5 astfel de rapoarte vom face piciorușe scurte în tehnica B-Club. Noi ne întâlnim când vom ajunge aici. Am lucrat în B-Club 5 părți ale hexagonului. M-am oprit în ultimul picioruș dublu din corespondența celui de al cincelea hexagon, deci nu am lucrat și în corespondența celor două piciorușe din ochiul de lanț. Acum voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrarea în felul acesta și voi face piciorușe scurte înainte și înapoi pentru o jumătate din distanța care din lărgimea pe care vrem să o dăm genții noastre. De exemplu, dacă dorim să aibă o lărgime de 20 de centimetri, dau de exemplu, vom lucra 10 centimetri de piciorușe scurte, rânduri dus întors. Deci în felul acesta vom continua lucrarea, iar noi ne vom reîntâlni. Am lucrat piciorușe scurte înainte și înapoi pe cele 5 laturi ale lucrării, deci latura principală a rămas liberă și am în total, voi măsura acum, 5 cm de astfel de piciorușe. În felul acesta noi vom avea nevoie de două părți, deci două părți le vom lucra în acest mod. Eu închei aici prima parte a acestui tutorial și vom continua partea a doua, unde ne vom întâlni cu două astfel de părți și vom încheia în partea a doua acest tutorial. Vă mulțumesc pentru atenție, vreau să vă mulțumesc pentru comentarii, pentru vizualizări, pentru like-uri. Eu am răspuns doar cu o inimioară pentru că nu m-am simțit bine aceste zile. Și de aceea vă mulțumesc tuturor. Ne vom întâlni cu continuarea acestui tutorial. Vă doresc o zi minunată și vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă iubesc foarte mult pentru faptul că îmi sunteți alături, iar eu vă salut ca întotdeauna și ne vom întâlni cu un nou tutorial. La revedere!